O nouă lege aduce modificări substanțiale în cazuri ce presupun acordarea pensiei alimentare copilului după divorțul dintre părinți, chiar dacă acesta s-a făcut la notar. Cei care se sustrag de la această obligație vor fi aspru sancționați. Pensia alimentară este subiectul unei noi legi adoptată recent de Senat. Actul prevede că părintele care în urma unui act notarial care a consemnat divorțul se angajează să plătească pensia alimentară pentru susținerea copiilor care au rămas în grija celuilalt părinte, dar nu îndeplinește această obligație timp de cel puțin 3 luni, va fi supus investigației procurorilor. Conform prevederilor din codul penal, cei care comit această faptă pot fi sancționați cu până la 3 ani de închisoare. Însă această sancțiune este aplicabilă doar în cazul în care divorțul a fost pronunțat printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Numai că în acest an Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul din codul penal menționat. Asta deoarece articolul era incomplet și crea o discriminare între copii, cu referire la cei care nu primeau pensia alimentară stabilită printr-un proces de divorț în instanță și cei aflați în aceeași situație, dar cu părinți care optaseră pentru divorțul în fața unui notar. Proiectul de lege propus și înregistrat la Parlamentul României incriminează neplata cu rea credință timp de 3 luni a pensiei de întreținere, pedepsind-o cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Proiectul de lege a primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social. Acesta se află acum la Camera Deputaților for decizional.